Pentru meciul următor mergem la categorie 70 de kilograme este categoria la care se vor lupta Cezar Andrei și Raico Levitski. O diferență de experiență mare între cei doi. Este legitimat la CSN Vodare, acolo unde este pregătit de Marcel Jipeanu. Este prezentat acum luptătorul mai tânăr de 19 ani. Numele său de ring este Spartan, care totuși la 19 ani are 20 de meciuri la profesioniști în K1, dintre care doar două pierdute. Este vorba de Cezar Andrieș. Antrenor Marcel Jipeanu. Tempo Năvodar este clubul pentru Spartanul. Acesta este numele său de ring. Cezar Andrieș, așadar, 19 ani. Cu 10 ani mai în vârstă, din Cernăuț, Raico Levitski va intra în ring. Raico Levitski este un nume mai vechi în kickboxing-ul din România, 13 victorii, dintre care 9 prin knockout pentru Raico Levitski. Leul este numele său de ring. Melodia e personalizată pentru acest luptător ce vine din Cernăuț. Spectacolul oferit de intrarea sa de Raico Levitski. Lupta, vă reamintesc, la categoria 70 de kilograme. În câteva momente va începe așadar prima repriză. Interesant de văzut dacă luptătorul din Năvodar va izbuti să-i facă față lui Raico. Un luptător cunoscut, cu 9 knockout-uri în carieră. Sigur că e o diferență de vârstă între cei doi, să nu uităm însă că totuși Cezar Andrieș are și el 20 de lupte la profesioniști. Asta înseamnă că a avut un ritm destul de mare al confruntărilor în ultimii 2 ani. În câteva momente va începe așadar întâlnirea în colțul roșu Levitski, în colțul albastru Cezar Andrieș. Prima luptă, rundă, for! Thank you.
perioadă de studiu, se păstrează distanța de lovire, o încercare de croșet de stânga pentru Andrieș, pasă înapoi bine făcut de Levitski, bună dreapta aceea aruncată de Andrieș. Levitski încercă să țină centrul ringului, low kick. Bună stânga aruncată de Levitski, excelentă și contra lui Andrieș. Croșet de dreapta, croșet de stânga. Andrieș încearcă să forțeze. Levitski încearcă să-și împingă adversarul pe corzi. Lovește tare pentru 70 de kilograme Raico Levitski. Low kick. Ratează lovitura de picior stâng. Ratează și croșetul de dreapta. Bine schiva lui Andrieș cu pas înapoi. 2. Frumoase lovituri, dar și stânga lui Levitski a intrat destul de bine. Lovitură de picior frontală. Dreaptă bine blocată de Levitski. O încercare de croșeu de dreapta a micșorat distanța de lovire acolo Andrieș și practic croșeul a trecut prin spatele capului lui Andrieș. Serie de croșe, Levitski în gard, stăpân pe situație pare, dar deocamdată Andrieș a dat drumul mai mult la brațe. O încercare de high kick pentru Levitski. Andrieș a scurtat bine distanța și a reușit să evite din nou această lovitură. Bună lovitura asta de picioare a lui Levitski, cu brațul stâng a reușit să pareze Andrieș. Mai puține lovituri, poate, decât în meciul anterior, dar mai multă mișcare în ring și o mai mare atenție pentru defensivă, pentru ambii, dreapta aruncată în gol de Levitski. O viteză bună în execuții pentru Andrieș, care are și o deplasare excelentă în ring. Un croșeu de stânga după un croșeu de dreapta. Ratează lovitura de picior Levitski și termină cu un croșeu bun Andrieș, o repriză bună pentru acest luptător tânăr de doar 19 ani, care are vitalitate. Are o doză de energie suplimentară, parcă. Ne pregătim pentru repriza a doua, mai interesantă ca oricând. După ce în prima repriză Andrieș a avut câteva lovituri reușite, acel croșeu de dreapta care a intrat destul de bine. Sigur că de multe ori loviturile sale l-au prins în gard acolo pe Raico. Dar faptul că acest tânăr de 19 ani nu este deloc impresionat de experiența adversarului de numere său ne face să ne gândim că până acum Gala a avut mult echilibru cu multe meciuri frumoase. Iar când a fost vorba și de knockout, chiar cu el l-am început într-un knockout spectaculos al lui Florin Boduții, pe care le vom mai vedea în ultimul meci al Galei, în finala piramidei la 77 de kilograme. Runda a doua, secundă! Start de runda a secundă. Levitski încearcă să dea drumul la lovituri, dar acum trebuie să se apere în fața unui adversar care are energie suficientă. Să vedem dacă va avea și claritate. Deocamdată știe să păsteze distanța, lovitura e în gol prin rotație acea lovitura de picior a lui Levitski. Încă o lovitură de picior ce nu-și atinge ținta, a treia, iată. Scurtează distanța de luptă Andrieș. Ratează lovitura, bune schivele pentru luptătorul din Năvodari, care încearcă să provoace boxul acesta, mă rog, o luptă de la semidistanță pe brațe. Iată, croșeu de stânga, croșeu de dreapta.
în fața unui Levitsky care tot nu-și găsește adversarul cu aceste lovituri de picior. Serie bună la corp acum pentru Andrieș, care pe pas înainte încearcă un nou atac. Sigur că Levitsky este stăpân pe situație, dar loviturile sale n-au fost atât de clare. Zice Andrieș, iată, Andrieș primește o dreaptă, atenție, o dreaptă bine aruncată de Levitsky. Un coșeul de dreapta aruncat din nou de Andrieș, care poate pune multă forță pe execuțiile sale. Iată, uhărcul de stânga l-a ficat și intră destul de bine pe lângă cotul drept al lui Levitsky. Auziți din curs, mi se cere să repete combinația, dar deocamdată Andrieș pe pas înapoi și trebuie să evite acest croșeu cam larg al adversarului. Un croșeu s-o de stânga. Da, un doiul în gardă. Levitsky și înghesuie pentru prima dată adversarul în curs, dar iese cu multă energie de acolo Andrieș, cu mult curaj, cu mult tupeu. Acest tânăr de 19 ani ne arată inimă de luptător, calități certe de luptător. Și care de lovitură cu genunchiul, Levitsky replică acolo cu o serie de croșe. Încă foarte multe lovituri aruncate de Raico cu piciorul, de picior în gol. Coșeul larg, dar care totuși îl trimite pe Levitsky până în corzile ringului. Sigur că a fost din inerția acelei schive pe pas înapoi. Se încleștează cei doi. Se pare lovit de cotul adversarului în cap. Andrieș se implică în această luptă de aproape, la care Levitsky încearcă și el să răspundă. Se termină runda a doua, una frumoasă, cu multe lovituri, cu un Raico Levitsky ce încă nu găsește cele mai bune soluții pentru a-și lovi adversarul, unul plin de vitalitate. Andrieș a arătat un joc bun de picioare, dar nu numai atât. Le vedem cele mai importante momente ale rundei anterioare. Aici, uppercutul acesta de stânga, ce intră bine. A încercat să repete lovitura imediat după aceea, dar mult mai bună a fost prima combinație. Sunt chemați cei doi luptători. Mi s-a părut o pauză un pic cam mare, dar nu cred. Cred că doar mi s-a părut mie. Levitsky din nou în gardă. Pleacă bine croșeul de dreapta din acea gardă, dar încasează și el două lovituri la corp. Iată-l, aruncându-se pe adversar, Levitsky simte că are un pic de recuperat. Bună dreapta pentru Andrieș. Lovitură joasă de picior pentru Andrieș. Cred că s-a lovit acolo, s-au ciocnit cei doi cap în cap, gesturile lui Levitsky sunt destul de clare. Cred că i s-a spart capul, de fapt, nu cred, ci sunt sigur, mai ales că se vede, nu-i așa, sângele. S-au ciocnit cei doi cap în cap. În momentul când cei doi s-au ciocnit cap în cap, arbitrul a întrerupt. Sigur că nu mi s-a părut atât de evident
lovitura intenționată, cum spune Raico, dar ciocnirea a existat. Sigur că există momente când cei doi se aruncă pe lovitură, când sunt cu capul în față, dar de obicei este vina amândorura. N-am sesizat vreo urmă de voluntariat, să spunem așa, în gesturile lui Andrieș, chiar dacă Levitski a solicitat arbitrului un plus de atenție în astfel de situații. Sigur că poate să fie o poziție un pic greșită de atac, dar nu o lovitură intenționată cu capul. Cezar Andrieș ne-a arătat calități frumoase. Ne-a arătat în primul rând că are curaj de a se lupta, de a face față unui om cu o experiență mult mai mare în ring. O întrerupere destul de mare, asta pentru că încă nu s-a oprit sângerarea. Destul de multă lume în sala Rapid. Numărul spectatorilor a mai crescut. Cred că sunt vreo 500. Vă spuneam că este vorba de a treia gală, World Mixed Fight. Ultima a fost la Chiajna. Câțiva dintre luptătorii de aici au fost prezenți și la acea gală. Sigur că Digisport a mai transmis recent și gălele de la Ploiești și de la Timișoara, în care am văzut multe meciuri interesante. La fel și aici se prelungește întreruperea aceasta, semn că rana e un pic mai mare decât se credea. Una peste alta, o luptă în care deocamdată Cezar Andrieș cred că are un plus acolo pe buletinele arbitrilor, a lovit mai mult cu brațele cel puțin. În timp ce Raico, am văzut să-și pun atât de mult în valoare experiența, sau mă rog, n-am reușit prea mult în meciul de astăzi, au contat și acele multe lovituri de picior ratate. Să vedem dacă lupta va fi întreruptă sau vom continua cu această partidă. Sigur că se întâmplă și astfel de lucruri la sporturile de contact. E chiar până la urmă prima dată când doctorul intervine cu adevărat în această gală. Sigur că a fost o lovitură de cap acolo, dar nu cred că a fost una voluntară. Dar să vedem că arbitrul de ring se și consultă cu ceilalți arbitri. Să vedem dacă meciul va fi întrerupt sau el va continua. Doctorii fac eforturi acolo. Se pare că meciul s-a întrerupt, să vedem decizia arbitrilor. N-am ajuns până la finalul celei de-a treia repriză, dar oricum, ca perioadă de timp, a fost o întrerupere foarte mare. E interesant ce decizie vor lua. Încă sunt unele proteste, încă lucrurile nu sunt foarte clare. Așteptăm decizia.
Ei bine, se pare că lupta va continua. Deși arbitrul a făcut semn clar că meciul va fi întrerupt, până la urmă s-a hotărât ca lupta să continue. Bine, mă, și acum, frate! Cei doi sunt un pic odihniți, evident, au avut această pauză și lupta parcă e mai violentă decât primele două reprize. Levitsky încearcă să-și domine adversarul. Pe drumul, iată, la o dreaptă, încă o lovitură înaltă de picior ratată. Andriș pare avea în continuare suficiente resurse. Un doiul îi aruncă proteza lui Levitsky. Dreaptă bună pentru Andrieș. Levitsky încearcă cu brațul din spate să lovească, o dreaptă un pic cam largă. Andrieș bine parează. Primă lovitură de picior care intră acolo, dar dreapta lui Andrieș este excelentă. O descătușare de energie pe finalul acestei partide. Andrieș face semnul victoriei, iar arbitrul se duce direct la cei care judecă pentru a cere decizia. Sigur că a fost un meci cu o întrerupere foarte lungă, cauzată de acea intervenție a doctorului după ce cei doi s-au ciocnit cap în cap. Levitsky nu e atât de vesel, și după ce meciul s-a reluat, a încercat să găsească pusul de luciditate pentru a ajunge la țintă, numai că Andrieș s-a dovedit o țintă greu de găsit. Decizie în unanimitate. Colțul albastru. Colțul albastru câștigă. Andrieș câștigă și o victorie meritată. Are cu 10 ani mai puțin decât adversarul său, dar a avut un plus de energie vizibilă pe toată durata acestei partide. Noi facem o scurtă pauză. Publicitate, revenim pentru lupta a șaptea.